Bună ziua, bine v-am găsit. Astăzi suntem pe data de 19 mai. Ba nu, suntem pe data de 20 mai azi. Ieri a fost 19 și am zis ca să simplific mai mult hrănirea coloniilor cu puiet văros. Am făcut un înălțător pentru acest tip de stuc. Un înălțător în așa fel încât să-mi încapă un borcan aici. Încape un borcan. Ăsta e un borcan, are vreo 8 ani. Și o să înlocuim borcanul. Avem aici două borcane curate noi, pe care le vom folosi. Dar să vorbim un pic despre înălțător. Este foarte ușor. Mi-ar plăcea să fie tot stupul așa ușor cum este ăsta din polistiren. Are vreo, nu știu, nu știu dacă are 200 de grame, sincer, 300, cât o avea, nu știu. Bun. Ideea e că trebuie să pregătesc acum stupul pentru a-i da borcanul acesta de sirop. Pentru acest lucru trebuie să renunț la diafragmă. Așa. Și eu aș pune pe mijloc, așa că va trebui să decupez acum această pânză. N-am mai umblat la el de peste 10 zile. N-am mai venit cu mânuși fiindcă nu umblu la el. Așa. Mă gândesc cam pe unde să-l tai. Tai pe mijloc. Tăiem, îl împart în două așa. Îl pun în două. Tai cu foarfecă. Tai aproximativ. Acum cât e, atât e, nu știu. Așa. Am tăiat o parte, pun acum înapoi pânza. Dau ăsta la o parte. Pun două bețe. Drept unghiulare, adică cât de cât să fie drepte. Așa, una. Și două. Bun. Cam așa, dar să văd dacă acoperă borcanul. Trebuie să dăm mai încoace un pic. Și că dacă colonia nu se vindecă în 2-3 săptămâni, trebuie dat foc. Nu știu dacă chiar aș fi de acord cu datul focului, dar vom schimba și măci, dar după ce se vindecă. Bun, deci am făcut sistemul ăsta de alimentare acum, nu o să fie nicio problemă, așa se va hrăni din borcan. Bine, putem cu ajutorul înălțătorului, așa, hai să punem înălțătorul acum pe el,
O să aduc camera să se vadă în interior bine. Așa, fixăm un pic înălțătorul. Să se potrivească bine. Bun. E perfect, am lăsat partea din spate un pic ca să am mobilitate. Bun, și acum venim mai aproape și să se vadă și borcanul, așa. Bun. Punem niște sirop. Bun, borcanul. De acum nu mai avem treabă cu hrănirea. Acum nu știu dacă hrianul rămâne pe fund sau nu, asta vom vedea. Bun, am umplut un borcan. Bine, bine. Acum eu am o variantă care am învățat-o mai de mult. O să vă arăt. Deci, în momentul în care vii deasupra să pui borcanul, în mod normal o să curgă până se formează vidul. Dar eu ce fac? Eu fac acest lucru deasupra găleții. Iată, nu mai curge. Și vii frumos și îl pui deasupra albinelor. Gata. Asta e tot. Și albinele o să-și tragă de acolo. Nu mai e riscul de furtișag. Totul e în regulă. Și noi când venim, ridicăm un pic capacul și asta este. Vedem cât a consumat. Acum tot timpul va avea la dispoziție sirop. Punem capacul și asta e tot. Deci o metodă destul de simplă cu ajutorul unui înălțător din polistiren. Bun, cam atât am vrut să vă arăt despre acest tip de a hrăni albinele sau a le trata, mai bine zis. Până data viitoare, numai bine!